Salutare iubitor de TS2, adică de Euro Truck Simulator 2, același electroz vă salută cu stimă și respect și nu înainte de toate vreau să-mi cer mii și mii de scuze pentru greșeala făcută cu live-ul. Am încercat să fac o probă de live, dar din păcate nu mi-a reușit. Vreau dacă puteți să mă ajutați într-un fel și anume să-mi spuneți cum reușesc să... Cum voi reuși să șterg acea mică greșeală cu like-ul în care nu se vede absolut nimic? Ok? Aștept opiniile voastre, părerile voastre sau îndrumările voastre cum să șterg acel filmuleț live care n-a ieșit absolut nimic. Și îmi cer mii de scuze. Dar atâta vă rog să-mi spuneți cum se face ca să pot să-l scot de acolo. În fine. Aceasta este noua mea achiziție. Haideți să vedem ce mașină am. Bun, am cumpărat-o. Este un Mercedes Benz. Așa. După câte vedeți și voi aici toate detaliile despre el. Bun. Acesta fiind spus, el este noua mea achiziție. Am cumpărat-o de curând. Sper să vă placă și vouă. Am schimbat și clasă. Nu știu dacă se aude. Cert e că vreau cu siguranță să reușesc să, cum să vă spun eu, să am și eu un camion mai bun. În fine, haideți să-i dăm drumul, dar mai întâi să vedem unde ne aflăm. Băgăm în cabină. Așa. Bun. Așa, hai să vedem unde ne aflăm. Păi, noi suntem la Rotterdam, ok? Și plecăm să încărcăm. Hai să vedem. Acesta este mașinuța mea. Da? Așa. Ia să vedem noi unde ne ducem să încărcăm. Deja am văzut unde. Sper să nu se miște prea tare în lag. Probabil că aici sunt și player și de aceea. Din cauza asta, eu o să plec direct, o să pot să... Oh! Așa, fază lungă. E luni. Începem puțin cu stângul. Hai să întoarcem aici. Să vedem dacă aici încarc ceva. Nu-mi place lag. Aici trebuie să încarc. Ia să vedem. Da. Ia să vedem. Nu-mi place deloc asta. Trebuie să plecăm în Anglia. Să luăm pasta de Anglia? Hai să riscăm un pic totuși. Bun. Bun, nu s-a văzut nimic pentru că era colega în față. Ceva nu e ok, mie nu-mi place cum merge. Dacă continuă el așa să meargă, înseamnă că e problemă cu RPS-urile pe care le-am lăsat, dar o să încerc să le setez. Tasta 5, să putem să încărcăm. Bun. Deci noi suntem la Rotterdam, da? Și trebuie să ajungem. Tău iu le-a-o-a. Da, prieteni, așa e cum spui tu, dar cred că e cazul să te schimbi de parte după... Tău iu sa-ți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 -
斗鱼是直播平台。Da, da, da. V-a limbat ta, dar nu fie așa. Bun, hai să schimbăm canalul pentru că tipul ăsta chiar nu-mi place când țipă în urechi. Și zic să plecăm. Ia să vedem. Avem lag? Eu o să întorc. Maica mea, deci nu-mi place deloc. O să încerc să setez ceva la asta, chiar dacă e pe filmuleț. Hai, da, repede, să vedem.
setări, ceva nu e ok, video, da, nu o să meargă, bă, da, e pe 30, bun, bun, gata, nu e cum trebuie, dar sper să meargă așa cum vreau eu, bun, hai să plecăm. Să vedem cum se comportă merțanul ăsta nou. Mercedesul ăsta pe care l-am cumpărat. Și sper să nu am surprize pe drum. Pare să fie ok până aici. Avem un semafor. Ha, ca de obicei. Zi de luni proastă. Dacă aveți idei cum să-l fac să meargă, eu știu, mai repede acest camion, aștept sugestiile voastre să-mi dați, eu știu, idei cum să cumpăr motorul mai tare. Eu nu prea mă pricep, dar aștept ideile voastre. Ne vedem de drum. Totuși merge în lac și mie nu-mi place. Da, bine că te-ai băgat și tu. Bun, hai să mergem. Este al cincilea episod și îmi cer scuze pentru... încă o dată pentru ceea ce a ieșit acolo pe canal. Am încercat să fac probe live, dar din păcate nu mi-a ieșit. Asta e, pe viitor o să fiu mai atent. Da? Sper că mă înțelegeți. Așa. Hai că merge bine asta. Văd eu. Din câte văd eu. Am văzut acolo încă un abonat și țin să-i mulțumesc celui care s-a abonat la mine. El mi-a sugerat, e un amic foarte bun al meu, mi-a sugerat ca să filmez HD. Am încercat, dar nu știu de ce, Doamne iartă-mă, nu merge. Am încercat să fac full screen, să filmez HD, dar din păcate nu merge. Poate, eu știu, m-a ajutat și pe mine. Cu sugestiile voastre. L-am salutat și pe colega. Așa. Încercăm să ne vedem de drum. Op, 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 unde mă duc, unde mă duc, unde mă duc? Ține înapoi. Da, el însă am început puțin prost. Ce se întâmplă, nu știu. Op, 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 o lăsăm ușurel. Hai, 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 hai. Deci, când ajung acolo, sigur trebuie să merg în sens unic. Adică pe contrasens, cum ar veni. Și aici întoarcem. La prima. Pardon. Perfect, perfect. Bun. Hai să vedem. Încercăm să ajungem la graniță, după câte văd eu. Ah, uite aici. Perfect! Fără tine. Cum adică? Păi, am o mică mare problemă. Eu cred că aici... eu cred că aici trebuie să ajung. Ok, hai. Gata. A, te văd să văd vaporașul. Meee. Realizează de bucate, bine. Hai, curat, ok. Bun. Mă, știu că trebuie să mergem invers. A, n-am rezervor de lichide. Tete, știu că am uitat să vă zic ce car. Aoleu. Hai, prieten. Hai că dau cu spatele, hai că... Da, hai, intră.
Intră, prietenul, intră. Hai, poți să treci acum. Nu cumva m-am încurcat eu? Oala, măicuța mea, a plecat la service. Las că e bine. Încurca burcanele rău de tot. Aici, aici trebuie să merg. Perfect. Și acum să întoarcem aici, la dreapta. Să ne vedem frumos de drum. Așa. Trebuie să mai facem o dată stânga, văd. Ușurel, să nu care cumva să facem vreo gafă. Și acum să mergem drept înainte la destinație. Să sperăm că ajungem. O să trag repede pe dreapta undeva să vă arăt ceea ce car. Nu prea ați văzut voi bine, dar e greșeala mea. Parcă mi se pare mai înalt ăsta camion. Încă o dată vă reamintesc canalul meu de YouTube Electro ZZ cu 2 de Z la sfârșit, adică mare. Iar merge în lac și nu-mi place. Mai se duce cu like și e nasol rău treaba. Cam zgomotos camionul ăsta cu... Se duce băiatul. Foarte bine. Bine, mă. Te duci foarte bine, văd. Da, eu sunt mulțumit de viteza ta. Înseamnă că am făcut o achiziție bună. Poate în comentariile voastre îmi lăsați și mie un comentariu de genul cât de bun este Merțanul aici. Da? Da, tu poți să claxonezi, dar eu nu pot. Ca să ne mutăm pe banda asta. Așa. Hai să vedem. Deci undeva trebuie să fac dreapta. Așa spune. Trebuie să facem dreapta. Și o facem. Am luat-o greșit puțin. Ok. Of, doamne. Cincile episod. Eurotrack Simulator 2 Electro ZZ. Câți kilometri avem? Wow. Ia să vedem câți kilometri avem. 80 și ceva de kilometri. Nu e mult. Wow, ce frumos. Ce pod frumos. Urcăm pe pod. Așa. Și mai avem 75 de kilometri. Deci ce cărăm, o să vedem. Rezervori lichide. 11 tone.
Thompson. Fraților, dacă v-a plăcut și episodul 5, aștept comentariile voastre, fie bune, fie rele, nu contează. Indiferent ce veți comenta acolo, accept orice ce comentariu al vostru. Wow, stai cu minte, stai cu minte, în bâncuța ta. Ia să vedem că văd că mi se întorc undeva. Perfect. O să trec puțin pe dreapta. Pentru ce? aproape că am ajuns. Plecăm. Să lăsăm faza mai mică, că nu ne trebuie faza mare. Deja se luminează. Așa. Nu prea-mi place că am lag. Trebuie neapărat să fac în așa fel să nu mai am lagul ăsta. Nu mai știu ce se întâmplă. Ia, hai să încerc să întorc de așa. Așa. Opa, frumos. Și am ajuns la destinație. Dar mai avem puțin. Până acolo. Până atunci vedem de drum. Așa. Ia să vedem. O, ce drum bine. Serpentine. E, mai pomenit. Încă un piculeț și ajungem la destinație. Perfect. Avem o greșeală, trecut pe roșu, la semafor. Ia să vedem, ia să vedem. Bun. Semaforul. Ca să nu mai greșim o dată. Aha. Deja. Să-i dăm colega flash-uri. Îi mulțumim că n-a lăsat să trecem. Drept înainte destinația. Ok, și tot de aici data viitoare o să încarc. Așa.
cam așa. Ia să vedem ce am făcut. Livrare reușită. Și bineînțeles o greșeală. Așa. Bun. Să parcăm camionul. Wow. Oh, să mai parcăm. Da. Băgăm aici. Bun. Asta a fost episodul 5 de astăzi. Sper că v-a plăcut și acesta. Ah, ia stai puțin să-i dau la service mai întâi de toate. Că e puțin bușit. Normal. Se văd eu. Și o să revin repede de aici. Pardon. Reparăm. Deci minore. Minore reparațiile. Nu, cine știe ce. Hai să plecăm înapoi de unde am descărcat. Descărcat, pardon. Ia să vedem unde era. Facem stânga. Aaa, nu e bine, nu e bine, nu e bine. Ups. Să nu stau cățăranul în mijlocul drumului. Bun. Hop, hop, hop. Așa. Da, ce caiurea fac și eu. Ia. E deja. Dar bun, hai să plecăm. Probabil că pe partea cealaltă, dacă nu găsesc un profil. Așa. Să vedem intrarea pe aici. Da. O parcare cu el. Nu, așa. Să parchez. Ca de obicei. Uf, ce am mai făcut de data asta? Nimic. Bun. Ăsta a fost episodul 5 de astăzi. Vă salut. Aveți grijă de voi. Nu uitați dacă v-a plăcut sau nu. Dați-mi un like acolo sau comentarii, aștept asta de la voi, să aveți o zi frumoasă, pa, pa!